ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi împreună un sirop natural de trandafiri. Nu vom folosi gelifianți, nu vom folosi coloranți artificiali, vom folosi doar 3 ingrediente. Petale de trandafiri, zahăr și lămâie. Folosim petale de trandafiri, sunt trandafirii de damasc. Așa arată trandafirul roz foarte parfumat de damasc. Se ia trandafirul, se smulge și aici se taie cu un foarfece parte albă. Ce folosim? O să vă dau cantitățile pentru un litru de sirop. 200 de grame de petale de trandafiri, 1 kg de zahăr, jumătate de lămâie tăiată felii și 1,2 litri de apă. Eu am aici cantitate triplă, dar v-am dat cantitatea pentru 1 kg de zahăr, 1 litru de sirop, ca să fie ușor de calculat. Cum procedăm? Am pus aici apa și o punem la fiert. Când apa dă în clopot, adăugăm petalele de trandafir. Apăsăm ușor să fie acoperite de lichid. Adăugăm și feliile de lămâie. Așteptăm să dea în clocot și lăsăm să fiarbă 2, 3, maxim 5 minute. Oprim focul. Mai apăsăm puțin petalele ca să fie acoperite de lichidul fierbinte. Acoperim cu șervete. Și lăsăm să se infuzeze timp de 15-20 de minute. Am obținut o zeamă rozalie extrem de parfumată. Ia uitați-vă ce frumos arată. Un mic secret. În cazul în care sucul obținut este prea deschis la culoare, puteți adăuga 2-3 trandafiri obișnuiți, din aceia foarte roșii, închiși la culoare. Strecurăm sucul obținut. Apăsăm să curgă tot lichidul. Așa este. Un roz frumos. Adăugăm acum zahărul și lăsăm siropul să fiarbă. Amestecăm. Din momentul în care siropul nostru dă în clocot, îl lăsăm să fiarbă 10-15 minute pentru că este suficient să se leagă destul de bine. Se adună spuma de deasupra. Cât de frumos miroase! Siropul nostru este gata, este gros, este dens. Puteți face proba pe o farfurioară pe care ați ținut-o la congelator 10 minute și dacă puneți o picătură de sirop, o să vedeți că va curge foarte încet ca o miere. Am pregătit alături borcane. Am aici sticle de 1 litru pe care le-am sterilizat în cuptor timp de 10 minute la foc mic și le-am așezat pe o tavă metalică să atenueze șocul termic. Și începem să punem siropul în sticle. Așa clocotit. Ce culoare frumoasă are siropul, vedeți? Acesta este siropul meu de trandafiri. Este cald, îl duc acum și îl acopăr cu pături și îl las până mâine, apoi se șterg sticlele și se etichetează. Am obținut 3 litri de sirop și încă puțin pe care l-am pus într-o pungă pentru gheață. Se bagă la congelator și apoi, când am nevoie, tai câteva cubulețe și pun în pahare cu apă rece. Acest sirop este bun de băut cu apă rece toată vara sau se poate folosi la însiropat diverse torturi, prăjituri, se poate folosi la creme, la șerbet, la tot ce doriți. Rețeta este simplă, complet naturală, este o rețetă veche, așa cum se făcea pe vremuri. Mai pregătesc și alte bunătăți din trandafiri, o să vă las dedesubt linkul în descriere, o să vedeți mai multe bunătăți din trandafiri. Șerbet, dulceață, sirop, limonadă cu trandafiri, lichior de trandafiri,
înghețată cu trandafiri, de toate facem. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai pregătim împreună și alte bunătăți. La revedere!